Handbalistele Ploieștiului au rezistat o repriză în fața constelației de vedete a CSM-ului bucureștean. A fost o primă parte reușită pentru CSM Ploiești, mai ales în defensivă. Timp de 13 minute, apărarea a ținut poarta închisă. Debutul a fost unul greoi pentru ploieștence, intimidată de cartea de vizită a oaspetelor. Gruparea antrenată de Mete Clit vrea totul în sezonul următor și a folosit la Ploiești tot ce avea mai bun. Patru brazilience, spanioloica Berenger, suedeza Torstenson și rusoaica Vetkova, la care se mai adaugă român cele Tolnai, Vizitiu sau Manea. În fața acestor nume, Zanfirescu și celelalte fete au reușit să echilibreze jocul și să intre la pauză cu un egal, 11-11. După modificările din prima parte, în cea secundă, CSM Ploiești a avut în față din nou cea mai bună formula bucureștencelor, iar asta a însemnat să fie mereu conduse pe tabelă până la finalul 24-29. Chiar dacă au avut o vară fierbinte din punct de vedere al transferurilor, la Ploiești s-a produs și prima despărțire. Din cauza problemelor medicale frecvente, antrenorul Gheorghe Cova a renunțat la Clara Vădineanu. Venită acum o lună de zile, jucătoarea nu a apucat să evolueze nici măcar într-un meci de pregătire. Ea nu se putea pregăti la capacitate maximă și pentru că noul sezon se apropie, s-a ajuns la acest deznodământ. Liga Națională începe la sfârșitul acestei luni. Până atunci, conducerea clubului poate transfera o altă handbalistă.